Următorul curs o să fie despre machine learning în Python. Cum spuneam, o să ne concentrăm mai degrabă pe procesul end-to-end. Cum luăm un CSV și ajungem la un model de machine learning care face predicții pe CSV-ul ăla. În primul rând, ce știți despre machine learning la modul general? Cum ați defini machine learning? Se bazează pe date introduse precedent, adică okay. Refolosește anumite seturi de date introduse. Da. Nu, adică sigur se folosește de seturile de date. Da. Dar ce face cu ele în esență? Le compară cumva sau nu știu cum să mă exprim. Ești foarte aproape. Le analizează și creează niște asocieri. Tot scopul unui model de machine learning e să înțeleagă de ce datele astea au eticheta asta. Ca mai apoi să le putem folosi în a lua alte date și să le dăm etichete automat. De exemplu, în domeniul medical, dacă sunt imagini cu țesuturi care s-ar putea să conțină celule canceroase. Normal că un doctor o să facă treaba asta extraordinar de bine, e an de experiență. Dar un model de machine learning ar putea să vină în ajutorul lui și să-l ajute să trieze câteva zeci de mii de astfel de poze pe minut sau pe secundă. Deci, cumva la asta se rezumă, la modelarea problemelor un pic mai complexe decât cele cu care suntem obișnuiți. Ca diferență de paradigmă, putem să ne gândim că în programarea tradițională, programul pe care îl scriem are niște date și reguli și programul scoate niște răspunsuri. Asta am făcut și noi. Aveam un CSV, funcția care parsează CSV-ul și răspunsul era lista sau tabelă. În machine learning, pe de altă parte, treburile stau puțin pe dos. Regulile sunt atât de complexe încât nu e fezabil să stăm noi ca oameni să încercăm să ne dăm seama de ele. Imaginați-vă că o imagine are 1000 pe 1000 de pixeli. Asta înseamnă probabil un milion de reguli pe care ar trebui să le scriem pentru fiecare pixel ca să înțelegem ce e în imaginea aia. N-are niciun sens. Ce facem, de fapt, într-un model de machine learning, e să-i dăm date și să-i dăm noi răspunsurile ca să se prindă el de reguli. Adică un model de machine learning creează doar asocierea între date și răspunsuri în ideea în care regulile pe care le formulează să fie folosite pentru alte scopuri. În mare parte o să avem clasificări, adică este sau nu este, sau regresii, adică cât de mult este. Și astea sunt cele două tipuri de machine learning pe care aș vrea să le discutăm astăzi. O să scriu un pic mai mult la tablă azi, la cursul ăsta. Putem să structurăm machine learning în mare parte în trei mari categorii. Avem machine learning supervizat, o să-i spunem supervised ML. Și asta o să studiem astăzi. Asta o să faceți și voi la hackathon. E cel mai direct, cel mai drăguț. Înseamnă, e cea mai simplă paradigmă. Știm noi răspunsurile și doar ajutăm modelul de ML să le înțeleagă și el, ca să ne ajute pentru automatizări. Apoi avem unsupervised machine learning. Asta este un pic mai complex. Apare atunci când nu prea știm lucruri despre datele respective, dar tot am vrea să aflăm o structură. Un exemplu sunt algoritmii de recomandări. Pe YouTube, de exemplu, probabil există câteva
sute de mii sau câteva milioane de profiluri de utilizatori. Dar YouTube-ul n-ar putea să se uite la unul din numerele care definește un profil și să spună, a, ok, înseamnă chestia asta. Asta se bazează mai degrabă pe clusterizări și pe asocieri. Pe a scoate date care sunt complet nestructurate, dacă avem niște puncte în plan, de exemplu, și un algoritm nesupervizat ar trebui să ne ajute în a găsi categoriile. Deci, pe clusterizări. De exemplu, e doar un exemplu de aplicația algoritmilor nesupervizați. Algoritmii supervizați sunt prezentați deja cu răspunsurile. Adică, pentru task-urile noastre, o să știm că astea sunt X-uri și că astea sunt cercuri și că astea sunt triunghiuri, de exemplu. Asta e diferența între supervised și unsupervised. Și mai există și un al treilea tip, dar lucrurile astea încep să fie destul de difuze, adică am putea face argumentul că e o combinație între cele două sau între altceva, dar se numește reinforcement learning. Asta e folosit pentru crearea agenților inteligenți. De exemplu, un AI într-un joc. A fost pus robotul ăla să joace el cu o clonă a lui 100.000 de ore. Și după aia devine expert. Și după aia ne batem noi cu el într-un joc. Sau un robot autonom care să navigheze un spațiu din viața reală. Poate fi modelat tot cu reinforcement learning. Probabil ați văzut videoclipurile alea pe YouTube de la Boston Dynamics, nu? Robotul ăla care face backflip-uri. Cam asta e în spate. Bineînțeles, și mult mai multă matematică, dar în principal, mașină. Noi ne rezumăm la supervised machine learning, în care, cum spuneam, știm răspunsurile, știm datele și punem modelul să-și dea seama de reguli. Avem, în mare parte, două tipuri de probleme pentru machine learning supervizat. Regresii, care răspunde la întrebarea cât, de exemplu, cât costă o casă din sectorul 3, care are două etaje și nu știu câte camere și două băi. Asta e o problemă de regresie. Dacă avem un tabel foarte mare cu multe proprietăți ale caselor și prețul optim al fiecăruia, putem să compunem un model care rezolvă problema asta de cât. Apoi, mai avem probleme de clasificare. Care răspunde la întrebarea ce? De exemplu, sunt e-mail-urile astea spam sau nu sunt spam? Este postarea asta pe Facebook cu limbaj licențios sau nu este? Și asta are două ramificații. Multe probleme se rezumă la clasificări binare. Da sau nu, este, nu este, spam, nu e spam. Și mai avem și probleme multiclas. De exemplu, dacă avem un model care recunoaște un animal într-o fotografie. Poate să recunoască și căței, și pisici, și delfini. Mai multe clase le numim. Multiclas. O să dăm un exemplu din chestia asta. Deci, machine learning supervizat, pe clasificare, pe clasificare binară. Să vedem cum am face chestia asta în Python. De unde apucăm măcar problema asta și pe ce tipuri de date putem să lucrăm. Pașii pe care o să-i urmăm sunt... Pentru că datele primează. Nu putem să facem machine learning bun fără date bune. Și din păcate, datele pe care le primim din viața reală nu sunt aproape niciodată date bune. Trebuie să le facem noi cumva mai bune, să le prelucrăm într-o formă sau alta, să le preparăm pentru modelele de machine learning. Deci, primul rând, o să avem de procesat date. Apoi, o să avem nevoie de înțelegerea datelor. Aici, la preprocesare, intră și analiza. Am putea spune că, tehnic vorbind, facem niște analiză în timpul preprocesării. După preprocesarea datelor, ne interesează să explorăm tipurile de
modele pe care le putem aplica. Există unele modele mai bune pentru unele task-uri, altele mai bune pentru alte task-uri, în funcție de distribuția datelor noastre. Chestiile astea se obțin cel mai ușor prin experiență. Există și niște operațiuni matematice pentru care am ales un anumit model, dar în mare parte trial and error. O să încercăm cât mai multe modele și vedem care are rezultatul cel mai bun. E una dintre cele mai simple metode. Asta o să fie pasul de antrenare. A modelului. Și ce ne interesează, e de multe ori ignorat, este să și evaluăm modelul ăsta într-un mod cât mai obiectiv. Atunci când avem la dispoziție un set de date și punem modelul să învețe și apoi îl întrebăm din același set de date, e ca și cum am dat un test din culegerea de exerciții pe care am avut-o ca temă. E un pic, trișăm un pic, adică nu e chiar atât de onest. De asta, pe setul de date pe care îl avem, deci ne imaginăm un bloc mare de date, o să-l tăiem undeva pe la 15-20%, variază în funcție de câte avem la dispoziție, dar între 10 și 20% e rezonabil. Și pe asta o să le rezervăm pentru testare. Asta o să fie folosite pentru antrenament. Și când evaluăm performanța modelului, când înțelegem ok, ce a înțeles algoritmul ăsta din datele noastre, o să-i punem întrebări pe care nu le-a văzut niciodată. Asta e foarte important. Să-l testăm pe date noi, între ghilimele noi. Pentru că le aveam deja, dar le-am ținut noi deoparte. Asta este distinția între set de date de antrenament și set de date de testare. Discuția poate să continue mult mai în profunzime pe fiecare din aspectele astea, dar la modul general împărțim setul de date în două părți. Și evaluăm performanța doar pe asta. Deci, testare la final. După ce îl testăm, o să mai încercăm o dată. Și încă o dată, și încă o dată, cu alt model, până când găsim modelul care în urma testării are cele mai bune rezultate. Unul din modele s-ar putea să aibă o acuratețe de 80%. Nu e groaznic, nu e nici extraordinar. Uite, o întrebare pentru cine știe puțină statistică. Dacă am o problemă de clasificare binară. Nu trebuie să știți nimic despre mele, dar dacă am o problemă de clasificare binară, e da sau nu? Care ar fi matematic cel mai prost scor? 50%. 50%, exact. Adică dacă le dă complet la întâmplare, e 50-50. Nu înseamnă nimic. De asta depinde foarte mult să înțelegem și datele și problema pe care o gestionăm atunci când ne uităm la dacă evaluarea asta e bună sau nu. Alt exemplu. Dacă avem un set de date cu tranzacții bancare, în care avem 1 milion, un milion de tranzacții și 10.000 sunt tranzacții fraudulente. Modelul nostru trebuie să identifice tranzacțiile fraudulente. Și antrenăm un model care are o acuratețe de 99%. Ce ar fi putut să meargă prost aici? Dacă modelul nostru spune că nicio tranzacție... te rog. Înseamnă că în datele... Noi ne-am organizat datele de antrenament într-un mod prost, astfel încât datele de testare să fie prea ușor. Dacă el să fie avut deja răspunsurile în datele de antrenament și datele de testare să nu... Să nu fi să fi fost provocatoare pentru... Foarte, foarte interesant. Într-adevăr, și asta poate să meargă prost. 100% când datele de testare nu sunt reprezentative pentru problema reală. Asta, și, da. Exact. Și modelul se descurcă foarte bine, dar în viața reală, când îl lansăm pe server, e praf. Foarte bună observație.
În cazul ăsta, altceva ce mai poate să meargă prost, spune tu, te rog. 100 de conturi bancare fraudulente pot să treacă prin sistem? Da, cam, da, și chiar mai multe, poate chiar toate fraudulente o să treacă prin sistem, pentru că dacă noi avem un model care spune că nicio tranzacție nu-i fraudulentă, are în esență o acuratețe de 99%. Deci în valoare absolută putem să privim metricile astea și să ne gândim că, e superb, dar când avem genul ăsta de date cu clase foarte neechilibrate, 99% nu înseamnă nimic. Poate să fie foarte prost. Asta doar în ideea în care e foarte important să studiem datele, să înțelegem cu ce date lucrăm, cam câte elemente avem din fiecare clasă, ca să înțelegem apoi cum evaluăm modelul. Dacă 99 e bine, sau ne-ar trebui cu totul altă metrică, spre deosebire de acuratețe. Ok. Hai să vedem pas cu pas cum s-ar întâmpla chestia asta în Python. O să folosim o bibliotecă care se numește Pandas, cum am văzut în exemplu anterior, dar o să luăm un set de date real de data asta. E pe Discord, linkul pe care vi l-am dat la workshops. Și puteți accesa setul de date cu instrucțiunea asta. Mai întâi importăm Pandas. Ok. Și apoi comanda de aici. Pe workshops. L-ați găsit tot? Excel. Da, da, dacă ți-a deschis în Excel, e ok. Că e un CSV. Bun. Și rulăm instrucțiunea asta. pd.readcsv și apoi URL-ul din Discord. Panda se descurcă foarte bine și să descarce CSV-uri de pe internet. Nu trebuie să-l descărcați neapărat local, dar puteți să-l salvați și local dacă vreți să vă uitați la el. Și apoi ne uităm la acest data frame. Astea sunt datele pe care o să le utilizăm pentru modelarea unei probleme de machine learning. Setul de date e conceput tot așa, pentru experimentare, în ideea în care are câteva coloane despre clienți bancari și apoi dacă li se aprobă un împrumut sau nu. Y înseamnă da, N înseamnă no și în rest avem tot felul de coloane, precum dacă sunt self-employed sau nu, sau venitul aplicanților, termenul creditului pe care vor să și-l facă și așa mai departe. Ajută mult să fim familiari și cu setul de date, dar ce ne interesează mai degrabă e să privim coloanele pe următoarele categorii. Avem coloane categorice, care reprezintă coloane cu valori de tip categorie, precum acest self-employed, care poate fi nu sau da, două categorii, tehnic vorbind, și coloane numerice, în mare parte. De exemplu, termenul creditului, care e un număr, sau venitul aplicantului, care este tot așa, un număr. Modelele de machine learning se descurcă foarte bine cu numere și foarte bine cu numere aproape de intervalul 0-1. Nu toate, sunt unele care n-au neapărat restricția asta, dar ca idee, trebuie să transformăm cumva coloanele care nu sunt numerice în coloane numerice. Și apoi poate să tragem puțin de astea ca să arate un pic mai frumos. Deci o să discutăm puțin despre pașii ăștia de preprocesare a datelor în Pandas, ca să înțelegem cum putem să tragem de niște date, să le filtrăm, să ne uităm mai de aproape la ele și așa mai departe. Cum spuneam, ăsta este un data frame care este compus din mai multe coloane. Ca să extrag o singură coloană din acest data frame, pot să efectuez comanda df, indexare și numele coloanei. Să luăm de exemplu applicant income.
income cu E. Ok. Asta se ne dă un set de valori. Foarte frumos. Pe ăsta putem să aplicăm niște operații care în Python se numesc, sau nu în Python neapărat, dar le numim operații vectorizate. Fiind o bibliotecă destinată prelucrării de date, o să ne gândim cât mai vectorizat, spre deosebire de să gândim în foruri. Când iterăm, când vrem să filtrăm coloana asta, nu o să trecem prin fiecare și să aplicăm noi un if, o să aplicăm o operație la nivel de coloană pe care putem să o facem în Python cu pandas. La ce mă refer? Mai sus, asta? Da. Ok. Bun. Hai să luăm de exemplu coloana coloana asta, da, aceeași, applicant income. În pandas pot să aplic operații vectorizate efectuând efectiv aritmetică între o coloană și un alt operand. De exemplu, dacă aș vrea să înmulțesc toate valorile cu 2, nu trebuie să trec prin fiecare și să fac un series nou. Pot să dau direct ori 2. Da, asta. Hai că o pun și în Discord. Ok. Should be good. Pe aceeași rațiune, pot să aplic și operații logice pe această coloană. De exemplu, dacă iau applicant income și vreau să mă uit la toate alea care sunt mai mari decât 5.000. Pot să aplic operația mai mare ca 5.000. Mare atenție, chestia asta nu e o chestie de Python, funcționează doar cu aceste obiecte speciale series din pandas. Adică pentru o listă normală în Python ar trebui să trec prin fiecare, dar pandas mă lasă să aplic operații la nivel de coloană. Mai mare decât 5.000. Și asta o să-mi dea true sau false pentru fiecare element de dinainte. O să-l ascund pe ăsta ca să nu ne încurce. În aceeași ordine în care au intrat. Adică acest index din stânga e ceva la care pandas ține foarte mult. Și peste asta pot să folosesc acest index, această mască se numește, un series cu valori booleane, ca obiect de indexare pentru însăși coloana respectivă. Deci DF applicant income, această coloană, specificatorul loc, acolo unde, valoarea e mai mare ca 5.000. Asta este o operație de filtrare în pandas. Folosesc numele coloanei prin metoda asta de acces similară cu un dicționar. Asta este o chestie caracteristică pandas. .loc e un specificator de acces, vine de la location, care și el poate fi accesat prin paranteze pătrate și în interior punem o astfel de mască. Înainte aveam 600 de elemente, acum avem 191. Asta e doar ca exemplu de cum putem să aplicăm operații vectorizate în pandas, de cum putem să procesăm date la nivel de coloană fără să ne mai gândim la fiecare element în sine. Doar o să luăm pasta și o înmulțim cu 2, pe asta o împărțim la 10, aplicăm o operație între astea două și apoi le punem într-un model de machine learning. Deci, ca să prelucrăm datele, o să identificăm coloanele care pot fi tratate ca și categorii,
o să identificăm coloanele numerice și dacă trebuie să aplicăm ceva anume, iar apoi, după asta, putem să le punem într-un model de machine learning. În primul rând, coloanele de tip categorii ar fi ăsta de gender, ăsta de married, education, self-employed și property area. O să lăsăm ultima coloană separat pentru că e coloana pe care trebuie noi să o estimăm. Deci în procesarea datelor ne legăm doar de datele pe care le-am avea la dispoziție în viața reală. Deci, începem cu primele. Hai să ne uităm la asta. DF Property Area. Ok. Pandas e făcut, cum spuneam, pentru analiză de date. Deci avem foarte multe funcționalități pentru deja implementate. Nu trebuie să le implementăm noi. De exemplu, dacă vrem să vedem câte valori unice și care sunt alea există pe această coloană, avem DF Property Area Unique. Și l-am scris greșit pentru că am nevoie de underscore. Ok, deci cam 3 valori. Bun. Cam câte avem din fiecare? La fel, numele coloanei și avem value counts, care o să ne zică și câte sunt din fiecare, ca să vedem cât de echilibrate sunt. În cazul ăsta, 233, 202 și 179 sunt destul de echilibrate. Am putea să le și plotăm, dacă vrem să vizualizăm un pic, să vedem niște rapoarte un pic mai vizuale. Iar pentru asta avem la dispoziție alt modul, cum era Pandas, pe care trebuie tot așa să-l importăm. Nu contează neapărat unde în notebook îl importăm, atâta timp cât este înainte față de unde îl folosim. Modulul ăsta se numește matplotlib. Asta ar trebui să fie instalat în Colab și Pandas la fel. Nu sunt sigur dacă l-ați instalat local, dacă o să fie disponibil. Așa, plot. Ok. Deci astea sunt liniile de la început pe care le importăm. Modulul e un pic mai complex, e matplotlib.pyplot. Ok. Și de aici putem să ne uităm la distribuții, la niște charturi cu bare, ca să ne uităm puțin la cum se compară valorile una față de cealaltă și așa mai departe. De exemplu, dacă ne interesează cum sunt distribuite valorile numerice sau cum sunt distribuite valorile categorice, avem la dispoziție tot felul de funcționalități, precum plot bars sau bar, care ia ca parametru un x, de data asta, care se specifice doar pozițiile, din moment ce pentru date categorice nu contează neapărat unde se află pe axa X, o să le lăsăm așa, deci 0, 1 și 2. Și pentru înălțimi, toate valorile din acest series. De exemplu, acest value count. Și rezultatul o să fie fix o distribuție a categoriilor. Să ne uităm un pic mai atent la el. Am putea să ne uităm și la distribuția valorilor numerice, cum ziceam, de exemplu, poate ne interesează cam unde sunt distribuite veniturile aplicanților. Deci DF applicant income, care e un series și avem plot hist de la histogramă pe aceste incomes, ca să vedem cam unde se adună cele mai multe valori. Vedem că între 0 și 20.000 sunt cele mai multe și foarte puține peste, se pare.
Avem și alți parametri, de exemplu, numărul de găletușe în care să stocăm informațiile astea. Implicit sunt 10, dar dacă vrem un pic mai multă granularitate, putem să punem 20 sau 30. Deci în zona asta o să ne ducem cu analiza de date. Ne interesează să înțelegem un pic mai bine care sunt valorile pe care le avem în setul nostru de date, cum sunt distribuite, dacă avem situații cu valori neechilibrate și așa mai departe. Acum pentru prelucrarea efectivă, ne interesează să transformăm totul în numere. Asta înseamnă, cum spuneam, luăm toate coloanele categorice și o să creăm coloane separate cu valori numerice. La acest gender, de exemplu, ne uităm la câte valori unice avem. Ok. Deci avem male, female și date lipsă, not available. Asta înseamnă că o să luăm o coloană în data frame, coloană nouă, o să spunem gender encoded, care o să conțină 1 în funcție de o categorie, 2 în funcție de cealaltă și să spunem 0 în funcție de asta. Ca exemplu, dacă avem datele prezente sau nu. Deci, DFG valoarea 0. Asta e operația prin care creăm o coloană nouă. De exemplu, data frame. Aibă o coloană aici de desubt. Pentru fiecare valoare unică din coloana respectivă, o să-i atribuim noi un label numeric. Asta e una dintre cele mai simple tehnici, deci sunt câteva lucruri mai avansate pe care le putem face, dar important este să transformăm repede toate valorile în numere ca să putem să facem măcar un benchmark, să aplicăm un model, să înțelegem de unde pornim măcar. Deci, repede de tot, o să zic df ce să folosesc specificatorul ăsta de acces pe coloana. Ok. GE și la locațiile acolo unde DF gender este egal cu prima categorie. Cred că le ia în ordinea aparițiilor. Spunem mail. Asta o să-i dau valoarea 2. Pentru celălalt o să-i dau valoarea 1. Și pe cele care nu conțin valori, none înseamnă not a number. O să-l las 0. Cam asta este procesul de, îl numim feature engineering, foarte simplist ce am făcut aici, dar în esență procesul prin care luăm datele dintr-un tabel și le prelucrăm în ideea în care vrem să le transformăm în ceva numeric pentru aplicarea unui model de machine learning. Haideți să luăm și o pauză de 10 minute, după continuăm cu preprocesarea datelor și încercăm un model pe exemplu. Haideți să continuăm cu preprocesarea datelor, în ideea în care, din nou, scopul este să avem un data frame doar cu numere. Ne-am ocupat de coloana asta, deci putem să o scoatem. Avem acest gender encoded. Și, de exemplu, loan ID nu o să ne ajute aproape deloc, e practic ca un identificator unic pentru fiecare aplicație. Și asta nu reprezintă informație utilă pentru o problemă de machine learning. E ca și cum are aceeași echivalență cu indicele ăsta.
Dar pur și simplu nu ne ajută. Nu reprezintă o categorie, nu reprezintă o valoare, e doar un ID. O să-l scoatem. Ca să scoatem coloane dintr-un data frame, avem funcția drop. Df drop. Îi dăm parametru columns, care are nevoie de o listă cu coloanele pe care vrem să le scoatem. De exemplu, loan ID. Și gender pentru că l-am procesat deja. Ok. Altă steluță în Pandas, asta o să vă dea destul de multe bătăi de cap, dar o operație de genul ăsta nu modifică în sine data frame-ul în spate, ci creează un view. Un view însemnând ca un fel de referință ușor modificată. Ca să și facem funcția asta să modifice data frame-ul, trebuie să pasăm parametrul inPlace egal cu true. Atât. Și acum data frame-ul nostru nu mai are coloanele. Bun. O să mergem mai departe și o să gestionăm restul coloanelor. Coloana asta. Df married. Ne uităm tot așa la valorile unice sau la value counts. De data asta nu avem valori lipsă, e superb. Și pentru valori binare de genul ăsta cu da și nu, care au o anumită ordine, spre deosebire de categorii care n-au neapărat o ordine, e și mai bine să punem 0-uri și 1-uri. Din nou, modul în care am tratat coloana cu gender putea fi optimizat un pic mai mult, dar ce ne interesează e să scoatem un benchmark. Da, puteam să punem 0 și 1 și să umplem nanurile cu cea mai frecventă clasă. Sau să spargem în două coloane cum o să facem la property area. Bun, deci o coloană nouă sau pentru că aici e foarte simplă operația, putem să folosim funcția asta. Map. Map ia un dicționar, de asta e important să fim familiari cu structurile de date de bază, că apar peste tot. Care, ca și key, o să ia valorile pe care vrem să le transformăm și ca valori, destinațiile. Deci vreau ca nou, exact așa cum apare aici, sau în coloana asta, să fie transformat în 0 și vreau ca yes să fie transformat în 1. Din nou, asta nu e o operație care modifică data frame-ul. Data frame-ul rămâne la fel. Deci trebuie să mă asigur eu că iau rezultatul ăsta și îl aplic înapoi în data frame. Asta este o operație de atribuire. Deci îi atribui coloanei married rezultatul operației prin care mapez valorile de la null la 0 și de la yes la 1. Și abia apoi o să am data frame-ul meu modificat. Bun. Asta e rezolvată. Următoarea coloană. Data frame. Dependents. Este de tip obiect, ceea ce nu ne ajută foarte mult, pentru că Pandas lucrează foarte bine cu numere, are compromisul ăsta cu obiectele. Motivul pentru care avem obiecte e că ăsta e un șir de caractere. De exemplu, df. Dependence la locația 0 e tot un șir de caractere. Deci toate astea, deși par numere, sunt de fapt șiruri de caractere. Ceea ce înseamnă că trebuie să le transformăm noi numere, la fel cum am făcut la coloana married. Deci dependence, value counts, ne uităm la câte sunt, vedem că nu avem valori lipsă, nu există not a number nicăieri. Ceea ce e perfect, exact asta căutam. Și de aici o să atribui coloanei astea aceeași valoare mapată din 0 ca șir de caractere în 0 ca număr, din 0 ca șir de caractere în din 1 ca șir de caractere în 1 ca număr, din 2 în șir de caractere în 2 ca număr și din 3 pentru că avem categoria asta 3+,
în 3. Alternativă, aș fi putut să creez 3-4 coloane separate. O coloană cu dependent 0, care să conțină true sau false. True doar acolo unde avem sample-uri cu dependent 0. Dar pentru că asta este o coloană care în esență, prin natura ei ordinală, are sens să o punem ca valoare numerică. Ok. Deci, mergem mai departe. Am rezolvat și coloana asta. Pe coloana de educație, și de aici o să merg un pic mai repede pentru că am prins cumva ideea. Deci, coloana de educație. Ne uităm la value counts. Avem graduate și not graduate. Deci, tot o coloană care merge foarte bine mapată binar. Asta înseamnă de education egal cu education map de la graduate la 1 și de la not graduate la 0. Ok. Până aici cred că e destul de clar. Ce mai avem de rezolvat sunt câteva coloane numerice și coloana asta pe care o să o folosim, o să o reintegrăm în data frame cu tehnica de one hot encoding. Deci acest property area și să luăm și coloana de applicant income, ca să ultimele pe care le gestionăm și după aia ne facem modelul. Deci df property area. Am văzut mai devreme că este o coloană cu trei categorii, value counts. Și asta este în esență o mică problemă, pentru că de data asta nu mai putem spune că unul are sens să fie 0, celălalt 1 și celălalt 2. Tehnic vorbind, nici la gender nu putem face argumentul că e cea mai bună decizie, dar ăsta e un exemplu în care clar avem nu două categorii diferite, ci trei categorii diferite. Deci, ce o să facem aici este să generăm o coloană pentru fiecare din aceste categorii pe care să punem true doar în dreptul acelor sample-uri care fac parte din categoria asta. Aici avem funcția getDummies. Deci, pandas, getDummies, care are nevoie de parametru ca data frame. Și mai trebuie să-i dăm ce coloană vrem să modificăm. Deci columns. Putem să lăsăm să facă asta pentru toate coloanele, dar n-am vrea chiar toate coloanele. Vreau doar property. Poftim? Ah. Care ar fi problema dacă le numerăm 1, 2 și 3? N-ar fi tragic. N-ar fi tragic. E doar, s-ar putea să nu obținem rezultate atât de rafinate. Dacă le separăm în coloane diferite, le dăm un înțeles mai corespunzător, pentru că sunt în esență categorii diferite. Dacă le lăsăm cu 1, 2 și 3, unele modele s-ar putea să interpreteze o valoare ca fiind numeric mai mare și unele funcții nu se mulează foarte bine pe chestia asta. Deci dacă putem să le transformăm în binar, e de preferat. Dacă putem să le transformăm în binar, e ok, merge foarte simplu. Putem să le facem coloane separate și atunci. Ăsta e genul de zonă în care lucrurile devin puțin difuze. Adică sunt niște best practices puse in place, dar la finalul zilei unele lucruri nu o să facă o diferență semnificativă. Ce e cel mai important e doar să le dăm o valoare numerică într-o formă sau alta. Okay. După genul ăsta de rafinamente, mai ales pe un set de date mic, nu o să aibă totuși un asemenea impact. Setul ăsta de date e foarte, foarte mic ca idee, adică are doar 600 de rânduri. E ridicol de puțin. Ok. Deci getDummies, pentru că am pasat coloana
property area adaugă automat la finalul data frame-ului, deci îl modifică, property area urmat de fiecare categorie. Rural, semi-urban și urban. Ceea ce e perfect. Exact asta căutam. E ok să fie valori boolene, modelele o să le înțeleagă ca 0 și 1. Deci, dacă sunt boolene, nu ne facem griji. Și la câteva valori numerice. O să mai facem niște procesări. Tipul de procesări pe care o să le facem la restul coloanelor se leagă de câte valori lipsă avem. Modelele o să ignore sau nu o să se descurce la fel de bine peste împălurile care au valori lipsă. Deci, de exemplu, df.info e o funcție care o să-mi dea un raport pe toate coloanele data frame-ului ca să-mi spună tipul de date, câte valori lipsă avem sau, de fapt, câte valori prezente din care poate să reiasă numărul de valori lipsă. Și aici, de exemplu, în credit history avem niște valori lipsă, termenul creditului, în cantitate, pare că nu o ducem atât de bine la, la nivelul de completitudine al datelor. Aici o să folosim o tehnică care se numește imputarea datelor. O să umplem valorile lipsă cu media celorlaltor valori. E o tehnică mai puțin agresivă. O opțiune ar fi să le eliminăm complet. Dar avem deja foarte puține date și nu prea ne permitem să aruncăm rânduri la gunoi. Așa că o să le umplem cu media celorlaltor valori. Zii, te rog. Da, object, ce semnifică mai exact? Că ai zis că nu-l poate procesa foarte corect pandasul. Bună întrebare. Ideea la pandas este că implementează operațiile astea eficient și vectorizat și avem toate beneficiile alinierii cu indexul când vrem să filtrăm și așa mai departe. Iar pentru asta folosește o structură de date optimizată pentru genul ăsta de operații. Folosește un mic truc ca să folosească tot niște vectori din C++. Python e scris în C++, e o poveste mai amplă în spate. Object se referă la, e genul de chestii pe care nu pot să o vectorizez. Cel mai tipic avem șiruri de caractere când vedem object, mai ales când am luat data frame-ul dintr-un CSV. Dar ar putea să fie și liste sau dicționare sau orice alt obiect în afară de un număr. Adică e ceva așa foarte dezorganizat, grupat. Am putea spune. Ceva care nu se încadrează în categoriile care pot fi procesate optimizat. Okay. Sau orice alte metadate pe care le-am vrea acolo. Dar tipic, șiruri de caractere o să fie. Ok. O să folosim tehnica asta de imputare pentru a gestiona aceste trei coloane. De exemplu, loan amount. DF este probabil numărul, s-ar putea să fie în mii, dacă nu mă înșel, dar cantitatea creditului pe care se aplică coloana asta de validat sau nu, cu yes or no. Ok. Pe series-uri avem și foarte multe operații agregate. De exemplu, putem să calculăm suma tuturor valorilor, putem să calculăm valorile minime, valorile maxime și așa mai departe. Pe noi ne interesează media, în engleză mean, și am vrea să folosim valoarea asta ca să umplem toate valorile de tip none din coloana loan amount. Pentru asta avem instrucțiunea următoare. Spunem loan amount acolo unde loan amount este not available, is an A înseamnă not available și ar arăta cam așa, tot așa true-uri și false-uri în funcție de care valori sunt lipsă sau nu. De exemplu, true ăsta e pentru că avem none la prima valoare.
Deci facem selecție pe valorile care sunt NaN și le umplem cu media. My mistake. Ok. Asta e sintaxa pe care am vrea să o folosim. Bun. Și după, când ne uităm la loan amount, vedem că nu mai are valori lipsă. Ceea ce e perfect. O să facem asta și cu restul coloanelor. Deci, același principiu, doar că în loc de loan amount o să iau loan amount term și coloana de credit history. Ok. Lucrurile încep să arate destul de ok. O să ne oprim aici cu preprocesarea pentru că am putea să luăm toate coloanele astea la rând și să le transformăm în sute de moduri, dar ideea este să le punem într-un model de machine learning. Și ca exemplu, o să folosim un k-nearest neighbors. De ce nu? Algoritmul de k-nearest neighbors este un algoritm foarte simpatic. Dacă ne uităm la setul ăsta de date, în esență, e cam ca un vector. Fiecare rând e cam ca un vector. De exemplu, primul rând pare să fie 0, 0, 1, 0 și 5, 8, 4, 9. Nu mă aștept să fiți foarte familiar cu algebra liniară, deci o să încerc să păstrez lucrurile cât mai simple. Să ne imaginăm că avem un set de date cu două dimensiuni. Dimensiunea 1 și dimensiunea 2. Apoi putem să vedem punctele setului ăstuia de date ca puncte în acest plan, acolo unde pică fiecare valoare. De exemplu, aici o să avem niște puncte care ar fi corespondente coordonatelor pe fiecare dimensiune. Și pentru cine e familiar cu chestiile astea cu vectori sau algebră liniară, avem posibilitatea să estimăm și distanțele între punctele astea cu formula aia de delta x la pătrat, delta y la pătrat, totul radical. Una dintre modalitățile în care putem calcula distanțe între puncte în plan. Apoi, setul nostru de date conține două tipuri de puncte. Avem punctele roșii, să zicem, dintr-una dintre clase. Și apoi avem punctele albastre. Opa. Vrea să fie și vreau să mă lase să desenez cu le colorez pe astea imediat înapoi. Deci astea ar fi roșii. Perfect. Când vine un punct nou și îi cerem modelului să-l clasifice, să spunem că vine un punct aici care nu are nicio clasă, ce face algoritmul de k-nearest neighbors? Este să se uite la ce mai apropiat kappa vecin a acestui punct. De exemplu, dacă avem kappa egal cu 3, s-ar uita la ok, vecinul ăsta, după aia la vecinul ăsta și după aia la vecinul ăsta. Și zice, ok, toate astea sunt albastre, deci și ăsta trebuie să fie neapărat albastru. Înseamnă că avem un punct clasificat ca și clasa albastră. Ăsta este principiul de clasificare. E un algoritm care clasifică în funcție de datele existente. Numai că datele noastre au mai multe dimensiuni. Totuși, principiile astea de calculat distanțe între puncte, e foarte similar. E cam același lucru. Chiar dacă avem 3 dimensiuni sau 4 sau 5, avem principii similare. Algoritmul se uită la toate punctele astea, o să vadă care sunt Y, care sunt nou
Și când o să-i dăm noi un alt punct să-l clasifice, o să se uită la care sunt cele mai apropiate 5 puncte sau cele mai apropiate 3 puncte, iar majoritatea din punctele respective o să dicteze clasa asociată cu noua predicție. Bun. Când vrem să facem chestia asta cu machine learning-ul, o să folosim o bibliotecă nouă care se numește Scikit-Learn. Vă recomand să vă uitați pe chestia asta. Are foarte multe ghiduri utile, de exemplu la User Guide. Dacă vreți să explorați mai in-depth anumite tehnici de machine learning sau anumite tehnici de preprocesare a datelor, luați la rând câteva articole de aici. Sunt extrem de bine scrise și cu foarte multe exemple practice. Pe noi ne interesează din SKLearn, care e modul în care accesăm modulul în Python, neighbors, o să importăm neighbors k neighbors classifier. Este un tip, e un tip de model, o clasă, putem să-i spunem. Trebuie să facem cam 3 lucruri înainte să folosim modelul. Mai multe lucruri, dar ca să-l folosim acum avem nevoie de definirea matricei de caracteristici. O să-i spunem X, care nu este altceva decât selecția celor coloane care ne interesează din data frame. Am stabilit că nu o să stăm să le procesăm pe toate, așa că o să luăm doar câteva din aceste coloane. De exemplu, ca să fac o selecție de coloane din data frame, o să folosesc tot operația de indexare, dar în interior o să dau o listă cu numele coloanelor care mă interesează. Ca și cum aș spune, din data frame mă interesează doar coloana asta, asta și asta. Deci pentru asta o să iau coloanele pe care le-am procesat. Să spunem married, dependents, education, applicant income, co-applicant income. Le luăm și pe alea. Poate va trebui să le mai procesăm un pic, dar loan amount term, ok, credit history, de ce nu, Și discutasem de acele categorii. Dau scroll imediat mai jos. E doar o chestiune că atunci când am efectuat get dummies, rezultatul este tot o copie care nu modifică în esență data frame-ul inițial, așa că trebuie să spun def egal cu pandas get dummies din def. Nimic special, e doar o chestiune de sintaxă, ca să mă asigur că modificările sunt salvate în data frame. Ok. Și acum o să preiau și property area rural. Ok. Și property area. Ce erau? Semi-urban și urban. Bun. Asta este X-ul nostru. De ce mi-i convine? Co-applicant income, niște typos, ok. Și în esență, un data frame care conține doar numere sau valori boolene, care sunt interpretate ca 0 sau 1. Asta doar în ideea în care, din nou, un model e doar o funcție matematică, deci putem să privim un model de machine learning doar ca ceva care ia un X, aplică f de X și scoate un Y. Conceptual, nu e nimic special. Singura magie la modelele de machine learning este modul în care tragem de parametrii acestui X, acestui f de X.
ca să-l facem să scoată Y-uri de calitate. Dar e doar o funcție matematică. De-aia ne chinuim atâta să le facem, să facem valorile numeric. Deci ne trebuie și un Y. Y-ul o să fie coloana de interes, și anume era cea cu Y și nu. Aici, loan status. Deci DF loan status. Ok, doar să mă asigur că n-am valori lipsă, pentru că pe alea chiar n-aș avea cum să le imputez din moment ce sunt răspunsurile. Mai dificil. Da. Mulțumesc. Noi când selectăm coloanele de interes, e clar că nu o să ne trebuiască un tabel foarte mare și luăm doar ce ne interesează, dar putem, de exemplu, să stabilim un procent de interes a unor coloane? Că, de exemplu, pentru credit, poate nu ne interesează chiar atât de mult dacă e căsătorit sau nu. Adică ne putem să prioritizăm anumite caracteristici? Da, bineînțeles, da. Ok, deci prima dată selectăm ce este de interes și după aia putem să stabilim cât de mult ne interesează procentual? Da. Da, poți să faci exact. Dacă știi despre setul tău de date că informația aia nu este atât de utilă în clasificare, bineînțeles, poți să o dai la o parte. Nu trebuie să le iei pe toate. Dacă știi că nu e util. Dar poate ne interesează, nu știu, să zicem 50% doar. Din toate datele? Da, adică dacă avem două puncte, cum era acolo pe grafic, care ar fi, nu știu, valide pentru două categorii diferite, și nu putem să decidem care categorie contează, aplici acel caracter de 50%. Ah, ok, ok. Asta e un caz un pic mai specific, în care pică fix la graniță între da. Cele două clase. Mereu o să ai erori. Niciodată nu o să ai 100%. Ah, ok. Da. Unfortunately, da. Dar dacă tot ai menționat asta, ce poți să elimini? Niciodată nu e problemă că ai prea multe date. Cu cât mai multe date, ca tu mai bune, dar să fie și date de calitate. De exemplu, dacă ai avea aici, for some reason, unul din puncte este fix la margine și e un punct roșu. Ca așa aplicat în setul de date. Pe ăștia îi numim outlieri. Și există și tehnici speciale de eliminare a acestor outlieri. Punctul ăsta roșu face mai mult rău decât bine în setul nostru de date. Așa că am preferat să-l scoatem atunci când aplicăm modelul de machine learning. Dar e o tehnică un pic mai avansată. Bun, deci luăm Y, îl punem 1, N îl punem 0 și ăla o să fie vectorul nostru țintă, se numește. Vectorul Y. Deci, unique, map, foarte bine, Y către 1 și nou către 0 și ăsta o să fie Y-ul și după aia ne și uităm la Y și după ce avem un X și un Y, suntem practic pregătiți să începem să aplicăm machine learning. Doar o să mă asigur că nu mai am valori lipsă aici și pare că am câteva la dependence. Aș vrea să le gestionez înainte să mergem mai departe. Și ultimul pas e să umplu valorile astea cu cea mai frecventă categorie. Că am stabilit că avem trei tipuri de categorii la dependence și ar fi util să punem cea mai comună categorie în cele care lipsesc. Asta e o oportunitate să vă arăt. Altă funcție, df mode. Ne interesează DF pe dependence mode. Asta o să ne dea cel mai comun element. Deci DF mode de 0 o să ne dea valoarea cu care ar trebui să umplem valorile lipsă de acolo, astfel încât să ne asigurăm că am pus cea mai comună valoare. Deci asta ar fi DF loc din nou. Specificatorul de acces pe coloanele acolo unde DF dependence sunt nule, is an A, pe rândurile pe care dependence sunt nule, pe coloana dependence va fi
egală, îi va fi atribuită valoarea cea mai comună de pe coloană. Pare destul de încurcat, dar cam asta este modul în care procesăm date în Pandas. Facem mai întâi selecții, ne asigurăm că ne uităm la rândurile potrivite, după aia la coloana potrivită, după aia specificăm ce valoare vrem să punem acolo, dar e de 10.000 de ori mai bine decât să facem chestia asta de mână. Bun, avem un X, avem un Y. Trebuie să fac asta pe X. Ok. Și o să aplicăm un model de machine learning. Am spus că ne interesează K-enables classifier-ul. Îl ducem de aici. Îl iau pentru că tocmai l-am scos. Instanțiez un model de tip K-enables classifier care și el poate lua o grămadă de parametri. Câți vecini luăm în considerare când supunem la vot? Contează distanța față de vecini sau un vot e un vot? Am putea să stabilim, să îi spunem de exemplu modelului că punctele care sunt mai depărtate atunci când votează au o importanță mai mică. Am putea să folosim un algoritm de agregare. Am putea să folosim altă metrică pentru calcularea distanței în plan. Toate chestiile astea sunt foarte vaste, nu o să intrăm în toate, de asta vă recomand să priviți unele modele mai mult sau mai puțin ca niște black box-uri și doar să explorați cu diverse valori. Uitați-vă puțin la ele și citiți documentația din spate. E foarte stufoasă și foarte bine explicată în Scalar. Noi o să folosim momentan parametrii impliciți și o să vedem cum se comportă modelul pentru asta. Deci, K-enables classifier. Apoi avem metoda fit, care ia x-ul la care ne-am chinuit o grămadă să-l scoatem, y-ul care este cel cu răspunsurile corecte, asta o să ajute modelul să-și ajusteze parametrii astfel încât să-și apropie funcția f de x cât mai mult de y. Și avem o eroare, bineînțeles că avem o eroare. Input X contains none. Oh. Ok. Avem pe undeva valori nule. Da, l-am married. L-am scăpat. Cred că unul dintre voi a observat, dar n-am fost atent. X, fac aceeași chestie, deci repede de tot. Nu observați încă lipsesc câteva valori aici. Bun. Acum ar trebui să fim ok. Bun, revenind. Model fit o să lanseze procesul de antrenament care pentru K-enables classifier nu înseamnă nimic. E doar memorarea setului de date. Toată munca pe care o face modelul ăsta e când apare un punct nou. Atunci trebuie să se uite în toate punctele pe care le-a reținut ca să vadă cât de albastru și cât de roșu sunt lângă punctul ăsta. Și după, putem să evaluăm fie performanța, fie să facem alte predicții. Deci, model score, care o să ne dea automat scorul de acuratețe pe X și Y. Și modelul ăsta a ajuns la 72% acuratețe. Nu e grozav, nu e tragic, nu e cu mult mai bine decât 50-50, dar e doar pentru că am folosit parametrii impliciți și nici nu i-am dat toate datele pe care puteam să le dăm. Apoi mai este povestea că un K-enables classifier, din moment ce trebuie să calculeze distanțe în plan, e foarte, foarte afectat de distribuția datelor. Punctele astea au o anumită distanță atunci când au magnitudini de 1, 1,1, 0,9 și se comportă mult diferit atunci când avem brusc valori de câteva mii pe unele dintre axe. Aici ar trebui să aplicăm o tehnică doar în ideea în care să vedem de unde pot să apară probleme în aplicarea algoritmilor de machine learning. Deși, fundamental, e doar o chestiune de a aplica funcția asta pe un set de date, model fit
pe X și Y. Problemele pot să apară din foarte multe ramificații. Distribuția datelor, dacă am luat valori care nu erau categorice și le-am pus ca și categorice sau viceversa. Și asta scoate cel mai simplu din experimentare. Nu prea există foarte multe formule când vine vorba de data science. Există niște principii și multă, multă experimentare. Ca să nu rămânem cu buza umflată, o să folosim un model căruia nu-i pasă de distanțele astea. O să folosim un random forest. Un random forest e un model special. O să desenez la tablă, că o să-mi fie mai ușor. Care face complet altceva față de acest key neighbors. Deci doar să-l avem ca și context. Deci nu e chestia aia. Un random forest ia setul de date pe care putem să-l privim ca o bară. Aplică o anumită decizie pe un număr de parametri. Se uită, ok, o să iau parametru ăsta, ăsta și ăsta. Apoi, cum trebuie să pun condiția, mai mic, mai mare sau egal, astfel încât să împart setul de date cât mai echilibrat în raport cu clasele. După împărțire, fiecare nod își mai construiește o decizie și după aia mai multe decizii, și după aia mai multe decizii și tot așa, până când rămânem cu un singur sample la final. Și asta e, în esență, ca și concept, un arbore format din astfel de decizii. Un singur arbore e în stare să pună o serie de întrebări. E similar cu jocul ăla în care punem întrebări. Ok, când avem cartea pe frunte și spunem, ok, sunt om, sunt animal, am părul lung, am părul scurt. Cam asta e un arbore de decizie. Ce face un random forest este să ia 100 de arbori de decizie, să-i aplice pe toți, după aceea să ia votul majoritar ca să-și dea seama de clasa obiectului rezultat. Pentru că noi evaluăm distanțe cu o normă într-un plan într-un spațiu multidimensional, nu prea ne interesează magnitudinile. Deci avem avantajul că nu trebuie să standardizăm datele, să le aducem în intervale de 0, 1 sau minus 1, 1. Și aici voiam să ajung. După v-aș lăsa și pe voi să experimentați puțin cu setul ăsta de date și cu niște parametri pe modele și pe analiză. Poate scoateți ceva mai interesant din celelalte coloane. Dar ca să folosim un random forest classifier, avem alt submodul din sklearn. Sklearn. Ensemble. Import random forest classifier. Lucrurile arată la fel, adică creăm un model, doar că nu o să fie de tip K-Neighbors, o să fie de tip Random Forest, rulăm fit și ne uităm la cât de bun e, în esență. Random, deci model, Random Forest Classifier, model fit pe X și Y și model score, tot pe X și Y. Ok, pare că are 100%, e foarte înșelător, deci 100% nu înseamnă. Ceva a mers greșit. 100% a mers greșit. Refer la faptul că scorurile de 100% sunt destul de înșelătoare și de asta avem povestea cu împărțirea între setul de date de antrenament și setul de date de testare. Deci, numărul ăsta, acuratețe de 100%, ar trebui tratat cu cât mai critic. Ce vrem să facem, de fapt, în viața reală, și cu asta o să închei, este să împărțim X-ul și Y-ul în aceste, în ce am menționat mai devreme cu antrenament și testare. Avem la dispoziție altă funcție din alt modul, pentru că sklearn e o bibliotecă extrem de vastă. Model selection, import train test split. Și o să aplicăm așa, train test split pe X și Y. Apoi aș vrea să specific test size aproximativ 15%, să spunem. Rezultatul o să fie 4 variabile. Python
Are chestia asta specială în care ne lasă să returnăm dintr-o funcție mai multe variabile? Doar o să luăm ca atare. X-train, X-test, Y-train, Y-test. Deci funcția asta o să spargă setul meu de date din X și Y în patru variabile separate, destinate antrenării și testării. Și ce o să facem în realitate? O să fie să instanțiem un model, să-l antrenăm doar pe acele date de antrenament și să-l evaluăm pe acele date de antrenament și pe cele de test. Deci, scorul o să fie oricum pe amândouă. Deci, o să folosesc print output-uri dintr-un Jupyter Notebook, Y-train și din nou test și test. Bun. Deci aici vrem să ajungem de fapt. Deci faptul că modelul a obținut 100% pe datele de antrenament nu e un semn atât de bun precum am crede. Pentru că pe sample-ul pe care nu le-a văzut niciodată are doar 80%, ceea ce oricum e mult mai bine decât ce am obținut cu un K-Neighbors Classifier. Și în zona asta se învârte pretty much conceptul de machine learning. Preparăm datele. E foarte importantă partea asta. Vedeți că cea mai mare parte din lecția a fost cu prepararea datelor. Apoi aplicăm un model și evaluăm rezultatele pe sample-uri care n-au fost observate în procesul antrenării. Bun. Încercați și voi să faceți același lucru. În timpul rămas, luați setul ăsta de date și trageți puțin de el. Vedeți cum puteți să scoateți o coloană, cum puteți să modificați o coloană, să aplicați o filtrare. Oricât de simplu. Să scoateți măcar un X micuț. Și asta o să marcheze și finalul cursului. Deci încheiem cu exercițiul ăsta practic.